Bună ziua, bine v-am regăsit la BRD Tennis Insider în ultima zi și o zi din nou grozavă. Avem trofeele încă o dată aici sus. Fetelor, bine ați venit și felicitări din suflet. Mulțumim mult! Mulțumim. A fost nemaipomenit. Spuneți-ne voi, nu încep cu conferința, Andreea, te las să te pregătești să nu fie prea emoționat. Spuneți-ne de meci. L-ați simțit în pericol din afară? Noi v-am văzut în control de la început, chiar dacă a fost break-ul ăla la jumătatea setului 2. Voi cum ați simțit? Eu personal am fost foarte relaxată. Am reușit înaintea meciului să vorbesc un pic și cu Raluca. Mi-a spus anumite lucruri legate de joc, cum am putea juca în momentele importante, ce ar trebui să facem și, sincer, am fost destul de relaxată. Andreea a început extraordinar de bine și... tururile. Exact, și ne-am completat foarte bine. Andreea, da. Cu emoții ai intrat? Ne spuneai... Nu, ieri am intrat cu emoții. A fost mai greu pentru mine ieri. Am fost mult mai blocată ca astăzi. Mă așteptam ca și azi să fiu puțin... temătoare așa la începutul meciului, dar am fost așa foarte confident și a fost bine să începem mai puternic. Eu am simțit, mi-am pierdut puțin încrederea în setul 2, am greșit, am luat niște decizii proaste, știam că nu trebuie să mă gândesc la punctele care au trecut, am pierdut, cred că au fost două game-uri pe serviciul lor, unde am 30-40, au fost, na, A fost bine, am fost în control tot meciul, dar... Oricum, ați și zâmbit foarte mult, vorbeați foarte mult între voi și apropo de public care v-a încurajat nemaipomenit, iar aveam senzația că ei deja se pricep exact și vă încurajau în momentele cele mai bune, când erau punctele alea decisive. De asta și mulțumit în nenumărate rânduri la final. Cum a fost cu public? Așa este, ieri, de exemplu, a fost mult mai dificil, pentru că eram... patru românce pe teren, publicul nu știa practic unde să se împartă, însă astăzi ne-au susținut și pentru mine întotdeauna este plăcut să joc acasă, fie că e vorba de acest turneu, fie că e vorba de Fed Cup, eu mă sunt extraordinar acasă. Hai să ne întoarcem un pic la începutul turneului, că voi ați legat echipa în ultimul moment, tu ne povesteai că nici nu îndrăzneai parcă să o întrebi pe Irina dacă e disponibilă. E un lucru pe care trebuie să-l spunem din nou. Păi ar trebui să încep practic cu începutul, exact. Inițial de trebuie să joc cu Sara Irani, știți povestea cu dopingul, după care am vorbit cu Monica. Să joc, eram pe lista de înscrieri, eram primele favorite, după care Monica, după Wimbledon, cu 2-3 zile înainte de acest turneu, mi-a spus că s-a accidentat și că nu poate juca aici. Și m-am gândit foarte bine, am vorbit cu cei din echipă și i-am întrebat, ok, ce soluții avem, ce variante, practic, ce jucătoare mai sunt disponibile și... sincer, am spus, ok, dacă voi juca acest turneu, vreau să joc o româncă. Altfel, nu voi participa. Aha. Și atunci am văzut-o pe Andreea pe aici, am mai discutat, nu a jucat la simplu și era la club să se antreneze și așa mai departe. Și atunci am întrebat-o dacă vrea să jucăm și așa s-a născut. Să zic, echipa câștigătoare. Da. Andreea, dacă ne întoarcem la tine, pentru tine e un moment cu atât mai important că e și revenirea în circuit. Și ai un parcurs destul de bun deja, nu? E încă un titlu, ăsta e la cel mai important turneu din România. Îl împart și cu Adam, cu băiatul tău, am văzut că l-ai adus iarăși pe teren și publicul l-a primit cum se cuvine. Cum te simți? Dacă la început îți spuneam o să ajungi în finală sau vei câștiga, probabil nu ne credeai. Cu ce te-ai fi împăcat la începutul turneului? Ca așteptări? Da, nu. Cum a zis și Irina, deci noi am vorbit sâmbătă după amiază, eu i-am dat un mesaj lui Ionuț să întreb, mi-am fost așa puțin, nu știu, am fost înjenită să-i scriu direct Irinei și știu că nu sunt la...
cel puțin înainte de turneu, nu eram la nivelul la care trebuia să, pentru un turneu de WTA, la dublu. Dar mă bucur foarte mult că a acceptat să jucăm împreună, mă bucur că m-am ridicat, cred că, la nivelul așteptărilor, că am ajutat-o și am și-a apărat turneul, am câștigat aici. Da, este incredibil pentru mine să câștig, am mai făcut o finală aici în 2015, da, exact. Este un eveniment important și mă bucur că s-a întâmplat asta acasă. Antrenamente, cum au mers? Noi v-am văzut că mergeați deseori pe... Lucrați la ceva anume sau aici e foarte importantă chimia? Să comunicați mult în teren, să... Noi din afară la dublu, asta înțelegem, că e mai mult de moment de cum legați echipa acolo. Nu știm cât și ce se exersează. Vă uitați înainte la ce adversare vă așteaptă și... sau... Noi în stile libere, într-adevăr, am exersat și am făcut anumite teme specifice, însă cred că contează foarte mult să te completezi foarte bine și bineînțeles este și de moment. Se poate lega sau nu știu, nu se poate lega. La noi s-a legat săptămâna asta și mă bucur foarte mult. Chiar mă bucur că am reușit să-mi apăr trofeul și în același timp mă bucur pentru Andreea. Știu cât de important era să joace bine aici, să revină și, sincer, repet, mă bucur foarte mult pentru ea. Hai să insistăm un pic pe chestia asta, să o punem în dificultate, poate o emoționăm, iarăși că ne-a avertizat că nu mai vrea, dar bănesc că încă nu s-a așezat momentul, nu realizezi în, probabil de duș, conferință, chestii. Când vei ajunge acasă să te uiți înapoi, totuși e... Nu mă oferesc, e imens, nu? E câteva luni distanță de... Da, de... 3 luni, și... 4 luni, nu știu exact. Cum crezi că o să te simți mâine? Mâine sper să am pauză. Cred că o să aveți prima pauză. Și poate și voi mâine. A fost foarte mult stres. Uh-huh. Am acumulat foarte mult oboseală în ultimele 4 săptămâni. Am 4 săptămâni legate de turnee, da, și de meciuri. Dar ce pot să zic? Titlul acesta îmi dă multă putere de muncă și îmi doresc. Am foarte mult de lucrat la multe capitole, dar se confirmă că ești pe drumul bun. Da, 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 exact, exact. Încă o chestie pe care noi din afară nu avem cum să o simțim ca voi, mai ales că suntem obișnuiți în ultimii ani cu trofee, parcă e un lucru dat. Dar pentru sportivi, pentru voi, cum e să duceți la capăt o săptămână și să o închideți cu trofeu? Pentru că jocul de tenis vă oferă câte o înfrângere aproape la fiecare turneu, dacă nu-l câștigați. Asta totuși pentru voi îmi închipui că e un moment aparte, când închideți cu bine. Ce înseamnă totuși să câștigi trofeul? Să-l duci acasă, mai ales că tu poți să-l duci din acasă, nu? Da. Înseamnă enorm de mult, pentru că... practic toată munca pe care tu o depui la antrenamente iese și se vede pe terenul de tenis la meciuri. Și faptul că închei așa o săptămână este extraordinar. Ca sportiv îți doresc să se întâmple asta săptămână de săptămână, însă este imposibil. Practic, așa cum ai menționat mai devreme, noi pierdem săptămână de săptămână și atunci când iei un trofeu acasă este foarte bine. Te simți împlinit, îți schimbă starea, ești pur și simplu fericit. Andreea, ceva în plus la chestia asta sau vă întreb despre pașii următori? Pentru că dacă începeai săptămâna și îți plănuiai, să spunem, următorii pași pentru revenire, acum s-ar putea să-ți schimbe ceva, ori să accelerați drumul, ori să... te gândești, împreună cred că e greu să jucați la următoarele turnee, da, nu? Da, momentan da, pentru că atât... Clasamentul... Exact, Andreea... Mi-ar fi foarte greu să mă deplasez la un turneu numai pentru dublu și oricum este foarte greu momentan, cred că să intrăm, nu știu, o să fiu 200 și ceva și vreau să mă axez pe simplu, în primul rând, este focusul principal și... Deci cu tot succesul ăsta foarte fain, planul tău rămâne a, la da, fel, step by step. Andreea Mitu și... este jucătoare de simplu, îmi doresc să revin la simplu. În primul rând,
vreau să joc dublu la aproape fiecare turneu. Acum o să mai joc niște turnee de 15.000, cred. Nu are rost să joc dublu acolo și mă bucur foarte mult că mă ajută rezultatul acesta să mă acces mult mai mult pe simplu la turneele mici și o să fiu mai puțin obosită. O să pot să-mi dau toată energia numai pentru meciurile de simplu. Voi ați punctat-o și pe teren, dar haideți să o reluăm și aici. Cam cât de important e să ținem turneul ăsta aici? O să vă rog să punctați pe rând. Este foarte important, cel puțin pentru mine, faptul că eu am câștigat acest trofeu și anul trecut, și la simplu și la dublu. Va fi tot timpul o amintire, va rămâne întotdeauna o amintire plăcută pentru mine, însă turneul de aici cred că este important pentru toate jucătoarele din România. Au posibilitatea să primească fie un wildcard pe un tablou principal, așa cum s-a întâmplat cu junioarele, și noi să jucăm în fața publicului nostru. Plus că suntem atât de multe fete în top 200 și cred că merităm să avem un asemenea turneu, merităm ca acest turneu să rămână acasă. Eu pot doar să spun că mă simt bine și cu siguranță îl voi juca dacă el va rămâne aici. Andreea? Da, vă dați seama la premiere, până și fetele au zis că este un turneu foarte frumos. Da, au vorbit foarte frumos. Da. Este o locație incredibilă, ne simțim bine și eu cred că joc de la început, cred că din 2014. Da. Deci este minunat să joci acasă, să fii acasă, să vină prietenii, să te vadă familia, să te susțină. Și îmi doresc ca, dacă se organizează și la anul, să joc și simplu, nu doar dublu ca anul acesta. Da, este un obiectiv pe termen mediu și lung deja pentru tine. În închidere, că știm cum e, vă pregătiți probabil de sărbătoare, chiar asta vă întrebăm, cum o să sărbătoriți? Tu probabil trebuie să... Încă acasă, să cu bebe. Să fii cu Adam acasă, poate adoarme de vreme. Faceți o chestie împreună? Cum sărbătoriți? Ați discutat? Sincer, personal, nu m-am gândit, a fost așa imediat după finală. Vă întreb, pentru că data trecută mai țineți minte, ne-a prins noaptea aici, erau de echipele și forfotă și... Da. De data aceasta am terminat mai repede și avem mai mult timp. Însă... E încă noapte. Da. Însă, sincer, nu știu exact ce o să fac. Încă mă gândesc dacă voi pleca mâine sau nu la turneu și ulterior, în funcție de decizia pe care o voi lua, îi vedea și în seara asta dacă sărbătorim sau nu. Andreea, la tine e programul mai strict, nu? Da, este mai simplu, Adam, la mine. Adam își cere drepturile, somnul și poza cu trofeul, probabil. Doarme, copil cu minte, la 10 doarme. Este un copil chiar foarte cu minte, incredibil de cu minte. Am văzut că nici la discurs nu... Nu. N-a spus nimic, e și tăcut la discurs. Da. Fetelor, încă o dată, mulțumim mult pentru prezență, mulțumim în numele spectatorilor pentru bucuria trofeului. În primul rând e bucuria voastră și apoi a noastră, celor de pe margine. Succes în continuare în turnee. Andreea, mult noroc cu revenirea, să fie bine și să ne vedem cu bine data următoare. Mulțumim mult pentru invitație. Pauză acum, o să mai revenim probabil de două ori. Așteptăm și finalista și câștigătoarea de la simplu. Poate tragem și niște concluzii cu oamenii din federație. Pauză acum.